Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. 3 minute când sunt sunate de clienți. Companiile, da, stai așa, da, te refer la, da, telefonie mobilă, când gaze, apă, canal și toate astea. Da, domne, când îți dau telefonul de contact, nu știi? Sunați la, dacă aveți o problemă. Suni, răspunde un robot. Și stai acolo, da, Dar sunteți foarte important pentru noi. Asta îmi place. Rămâneți pe linie ca să nu vă pierdeți prioritatea, da, 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 în preluarea apelului. Din, da, păcate, în acest moment, toți operatorii noștri, adică unul care e plecat după țigări, sunt foarte ocupați. Da. Așteptați. Și stai și cât ați așteptat cel mai mult? Ai văzut că acum, aproape o oră, cred că undeva la 40 ceva de minute. 53 de minute am stat eu în așteptare la o bancă. Știu pentru că m-am apucat pe la minutul 32, m-am apucat să filmez. Și zic, ia că fac aici un film frumos. Și la fiecare 10 minute mai filmam un și pic. Și ți s-a terminat caseta. Băi, la minutul 53 a răspuns. Și mi-a stricat filmarea și n-am avut concluzie și asta a fost, nu mai reușit și am asta. Mi-a avut și milă de banca respectivă. Eu când stau vreo 40 de minute la o clinică, da, 40 de minute la clinică. Băi, este o porcărie în filmare. Și mi-a răspuns în sfârșit centralista sau cine era acolo, ce problemă aveți, cu tare, i-am zis, vă fac imediat legătura, bing, s-a întrerupt. Da, se mai zic că paralizez, am nebunit, da. 3 minute, deci lege. Ai văzut că acum îți spune și cam cât mai de așteptat. Unii roboți care spun, rămâneți cu noi, cum spui tu, ca să vă păstrați prioritatea, timpul aproximativ de așteptare... 49 de minute. Nu, că întotdeauna undeva la 5... Nu, mai dulce, mai dulce. Da, da, deci, da. Aia care... Păi nu ăștia, mă, că ăștia care zic că mai ai 5 minute, nu, asta nu contează. Aia care nu spun și stai... Păi nu, poți să stai 3 zile, dacă e. Spun 5 minute și după 5 minute spun 8. Da, suntem foarte. Deci asta, Spania, 3 minute, proiect de lege, ministrul spaniol pentru drepturile consumatorilor, Alberto Garzón, a anunțat adoptarea unui proiect de lege care impune limita de 3 minute la linia telefonică. De asemenea, proiectul le va oferi consumatorilor dreptul de a fi preluați de o persoană și nu de un robot. Și aici, da, și de asta, două ori. Da. Da. Salut! Sunt Tanța. Ce problemă ai? Cu ce te putem ajuta astăzi? Și spun, vreau să vorbesc cu un om. Nu am înțeles întrebarea. Da. Poți repeta? Da. Vreau, da, să vorbesc cu un om. Nu am înțeles întrebarea. Poți repeta? Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.